Toată săptămâna a fost sărbătoare pentru prefectura Prahova. Zilele instituției au fost marcate în această perioadă cu o serie de evenimente. S-au încheiat cu ziua porților deschise și prezentarea unei expoziții inedite. Sunt diverse imagini din istoria prefecturii Prahova din perioada 1860-1950, documente din fondul arhivistic al prefecturii Prahova, dar și imagini cu cei care au deținut această funcție de-a lungul timpului. Un document din anul 1944 a atras atenția tuturor. Este vorba despre un memoriu, să zicem, o petiție pe care stareța mănăstirii Zamfira o adresa prefectului de Prahova în septembrie 1944, în care îi descria situația în care se afla mănăstirea după trecerea unei patrule de soldați sovietici care jefuiseră patrimoniul mănăstirii, dar comisiseră și câteva violuri asupra călugărițelor, iar evident stareța a încercat să îi aducă la cunoștința prefectului despre aceste grozăvii. Practic descrie exact ce s-a întâmplat. Descrie, evident. Vedeți, în ziua de 15 septembrie 1944, ora 7 p.m., au venit în mănăstire trei militari ruși. Erau toți porniți pe a face rău. Au intrat prin chiliile călugărițelor și nu au plecat decât după ce au siluit trei fete din mănăstire. Au intrat cu revolverele prin case, au tras focuri de armă. Elevii care au vizitat prefectura Prahova s-au arătat interesați de activitate și de istoria instituției. Dacă am început-o prin depunerea unor flori la mormintele foștilor prefecți, dacă am început cu istoria, am terminat cu viitorul. Le-am spus copiilor ce facem, le-am arătat locurile în care lucrăm. Acum li se va povesti în cele ce urmează despre istoria prefecturii. Le-am spus că există și funcționari cinstiți. Această vizită la prefectură mi-a schimbat oarecum ideea și viziunea despre viitor. Chiar mă gândesc după această vizită să urmez probabil o profesie, voiam să urmez dreptul și acum sunt foarte hotărâtă să fac asta în viitor și probabil chiar să lucrez și aici. Este o oportunitate foarte bună de a cunoaște lucruri noi despre prefectura noastră, despre orașul și județul nostru și am cunoscut multe persoane care se pricep la ceea ce fac, sunt foarte simpatice. Ai plăcea să lucrezi în administrația locală? Da, după ce am văzut astăzi, chiar mi-ar plăcea. Ai aflat lucruri noi despre istoria județului? Da, despre prefecții care au fost înainte. Prefectura Prahova a lansat săptămâna aceasta și un album despre istoria instituției din perioada 1860-1950, la care s-a lucrat timp de 4 ani.